SMS sau IRA. Două bilete au fost câte 80 de dirham fiecare, undeva la 8 euro. 2 ore jumătate de mers, până în Agadir sunt 3, dar a costat tot la fel, chiar acoprim cu 30 km mai devreme. Auto autolot aici parcată. Foarte frumos în Essaouira, mai venim. Vai de capul nostru, unul cel mai nasoale drumuri din viața noastră, pe curbe cu un șofer de autobuz, autocar maniac, care a condus ca un dement. Am ajuns în final fără să vomităm. Am urcat acum și în taxi, când ne lăsa la vreo 5-6 km mai departe și ne întoarcem acum spre cazarea noastră. GPS. Oui, oui, j'ai le GPS. Nous sommes arrivés presque. Vă place? Soyez bienvenue à Tagazu. Tagazu, tu Tagazu, je dois apprendre le nom. Et nous avons un petit vue sur la mer. Iată. Très sympa. Și baie super drăguță, duș, da, super curat, chiar ne bucurăm că am ales locul ăsta. Sofia mea frumoasă și drăgălașă, știe să pozeze, foarte frumos. Deja nu trebuie să spui multe, știi să ia poziția de poze. Aceasta e clădirea în care stăm noi undeva la etajul 3, super fain, super bună energie, ne bucurăm, suntem aici. Ia uite, niște scări creative. Ar putea fi un loc foarte instagramabil, nu? Scări colorate. E absolut splendid locul ăsta. Super good vibes. Suntem foarte aproape de plajă, la 3 minute. Foarte drăguț. E, nu mai îmi pare rău că am plecat prea repede din Essaouira. Bine, mult în construcție și aici, că s-a dezvoltat enorm cu siguranță locul. Ia uite, bărci de pescari. Ia uite și o cămilă pe plajă, fetelor. Dromader. Știi tu care e diferența între dromader și cămilă? Înseamnă că ori fi numai dromader. Foarte frumos. Îmi face și un selfie cu dromaderul sau cămila, o să mă documentez. Parcă era o cocoașă, avea dromaderul și două cămila. Da, să nu greșesc. N-au gușcuz aici și zbărate, Eva. Cum ai spus? Ai spus foarte comic. Într-o dată s-a înroșit cerul și marea. Pof, eu vreau să trăiesc doar la Sfințit. Mie îmi place foarte mult la Sfințit. Bali, Thailanda. Bine, nu mi-ar plăcea să stau cu tot timpul, dar așa ceva. Oare unde? Spania, Portugalia, cam Franța, vest, Bordeaux. Am venit în locul ăsta care e foarte fain și prețuri absolut rezonabile. O tajină din asta e undeva la 16 lei cu pește. A, cu pește chiar mai ieftin aici, culmea. Undeva la 14 lei și cu 16 lei cu vită. Și avem și două omlețele. Mersi beaucoup pentru astea mici. Două pistaș. Avem niște bombe calorice aici, cu fistic și cu vanilie. Dar au Sibiu. Au Sibiu. Aceste bombe. Dar asta e de fistic și asta de fistic.
Nu cred. Nice atmosphere. De când în când mai schimbăm bucătăria tradițională cu una mai occidentală la Teapot Coffee. Chiar e foarte faină atmosfera și fac produse bune. E grozav. Am aici un co-working space. Foarte drăguț. Vezi? Vrei să stai să lucrezi aici? Să faci treabă, uite. Plăcut. Rățuștele merg în apă a doua oară. A doua zi de plajă. A fost super tare. M-am dat și cu placa lui Otilo. Mamă, cât de faine. Prima oară când fac chestia asta. Am reușit să merg pe un val și o distanță cu viteză. A fost super tare. Înțeleg acum de ce le place așa mult surferilor sportul ăsta, activitatea asta. Am rămas eu cu fetițele, am dat s-a dus la hotel înainte, că au dormit pe plajă. Ați dormit bine? Nu, tu nu? Ia uite ce fain. Ce... Le-am spus pe fete la cină. Da, salată marocană, proaspătă. Clar rămâne locul preferat din Maroc, aici în Tagazout. Prea frumos. Asta mie și le place să se uite la ocean, la valuri. Tare. Cine ți-o da voie să-mi fur de acolo? Dar ce bine arată sucul tău de avocado cu lapte, shake-ul. A patru ori în locul ăsta ne-am porcit cu shake-urile astea, dar sunt prea bune, te poți abține. Și nu mă satur de valuri, de sfințitul ăsta târziu, e senzațional. Nu vă grăbiți. Ia uite aici ce terasă. Mamă mea, de vis. Mare grijă acolo, mare grijă, stai ușor, 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 Eva. Bună dimineața din Tagazout. Plecăm în explorare. Foarte drăguț aici la hotel. Și muzică liniștitoare. Super plăcut afară. Let's go. Anda tot insistă că all you need is love and coffee. Eu mă descurcam foarte bine până la 30 de ani doar cu prima parte. Dar de când cu Anda zi de zi am nevoie și de a doua parte. De când cu copiii, chiar de 2-3 ori pe zi. Mai mult de 3, de a doua. Mai mult de cafea. Ia uite un Stepway logi bine valorificat. Așa trebuie. Deci chiar îmi place foarte tare aici. Probabil sunt și sub influența cafeinei. Dar căutăm o cafenea mai liniștită, că pe ala încercam să vorbim cu treabă. Au început să cânte cu tobele pe lângă, mai încolo era un pic picamăr, altul bătea din greu la ușă că nu-i deschidea nimeni. Da, digital nomads work and travel. Exact. Ce nebunie. Toate bloculețile astea au vedere direct la plajă și evident că ar costa de multe ori mai puțin decât ar fi în America, de exemplu, să ai așa ceva, sau Europa. Fiecare au terasele tot mai retrase. Și acolo e o cafenea, restaurant, Aloha, unde vom merge să mâncăm și să lucrăm azi. Ce bunătăți avem aici. Mâncăm noi târziu, dar acum mâncăm bine. 3 euro jumate practic de persoană cu suc, cu omletă, cu ceai, cu cafea. Foarte fain. Ai acolo lingurița ta. Mai zic. Iau, și cu vedere la mare. Cafea.
Ce-am contat ăsta e a mea. Dar eu vin ăștia și aici. Păi și nu-ți place cum cântă? Și ați văzut cum îi zâmb curtea sus pe cap? Da, așa din căciulă. Ia uite ce loc fain, cu vedere la mare, magazin pentru surferi. Și ce am eu în spate? De ce se mișcă camera? Mai primesc câte un picior în mână. Ce ai dat acolo? I-am făcut un marsupiu Sofiei, așa cum am văzut aici. Fac localnicii. Nici nu mai știu dacă am apucat să filmăm de la restaurantul dinainte, sandwich-ul calamar, că eram prea pasionat de mâncatul lor. Și acum e foarte entuziasmată Eva că și Sofia sunt foarte entuziasmate că în sfârșit mănâncă paste. Ce fel de paste sunt astea? Napolitane, nu? Potiana. Potiana, da, spaghetti potianeze. Încă o bună dimineața din Tagazat, cu cafea de la Coffee Bicycle. Și ne-am luat noi lapte data asta, că am văzut că nu prea știe să facă crema de lapte, așa că mai bine ne punem noi lapte direct. Și admirăm oceanul, surferii și dromaderul sau Camila, nu știu exact încadrarea. O să vedem pentru că coborăm. Ia fă o piruietă. Ia fă o piruietă. Fă o balerină, așa-mi văd. Iată anchor point. Mergem pe jos până acolo. Foarte spectaculos. O Toyota prin anii 70, care e și camper în același timp. Ala. Prințesa la poze și eu în soare, bătut de soare, ca să văd să-i fac poze, da? Și ele în afara cadrului, ca să nu pară aglomerat cadrul, compoziția, nu? Aici avem un Mercedes Sprinter 4x4 înălțat. Și aici sunt alte autorlote de la 6-7.000 de euro până la 10.000 de euro și un Hummer relativ nou. Dar asta e genială. Doar că nu înțeleg de ce oamenii își fac culoarea neagră când atrage căldură de leșin înăuntru. A, și au trecut triplă axă ca așa noastră, doar că nu e integrată, e normală cu pad deasupra cabinei. Și avem și un camion. Două camioane avem. Motocicletă în spate, chiar vreau să vă mai de aproape. Să vedem aici cum e marea. Iată, raiul surferilor. Eu cred că e și acolo, tot și e ceva acolo în stânga, un restaurant. Ia uite și cu camere. Ia uite cât sunt acolo. Wow, zici că sunt pești, delfini. Eu tot visez la momentul în care o să pot duce cu autorlota mea mașinuța noastră Fiat 500. Ia uite un hotel foarte promițător în lucru. Și aici la Source.
alt hotel deja funcțional. Ce chestie! Curge cascada și dă viață vegetației. Iar aici e o plajă super mică, acoperită la umbră. Hai! Foarte fain! Tagazut, Tamgram și Agadir undeva mai departe, 15 km. O piscină pentru fetițe, da? Fetițe și o pisică, ia uite. Rab. Și îi așteptă pe prietenii noștri. Da, în copac e sezon. Când o să vină, te mai vadă pe mine în copac când o să vină. În sfârșit ajunge și familia haioșilor. Îi tot așteptăm de vreo 2 ore. Da, uite acolo e rulota lor. Hai să mergem să-i întâmpinăm. Ia uite-i, ia uite-i. No, salut! În sfârșit ați venit. Salam aleikum, v-am așteptat în copac o oră. O stat în copac. Haios. Suntem în autorulotă toți aici și avem transport gratuit în stațiune, în satul de vacanță Tagazut. Da, ne bucurăm că ne-am revăzut. Da. Și o să mai filmăm și la apus. Iau toți pe Blue și a sfințitul foarte spectaculos și în seara asta. Ăla cu căștile în urechi, știi? Și îi stă în gândirea. Da, dar să vedeți. Ce faceți copii? Ați primit shake-uri? Wow, ce de-a shake-uri ați primit? Masa copiilor cu shake-uri. Nebunie ce aici. E bun, nu? De la distanță mare puteți vedea cei 9 membri ai familiei românești reunite în Maroc. Cu unghiul white ca să-i prindem pe toți la un restaurant marocan. Ia uite pe asta mic, da, cel mai scump, în cinstea revederii de un an de zile, în cel mai scump loc din Maroc, unde costă cât 7-8 lei un fel principal. Foarte bun. O tajină. Poftă mare. Acolo nenea la video, i-am arătat pe video cum se face. A pus întâi legumele și după aia a pus cu deasupra. Aici nenea a făcut de care? Vegetarian. Ziua a patra în Tagazu. Fetele s-au îmbrăcat toate trei foarte frumos. Uite cacauet, uite și pe fata mare. Și aici ne oferă brățări, dar nouă nu ne trebuie. Ia, ce frumoase sunteți, măi, de luștelor. Ia, hai pe aici sus. Cam asta definește atmosfera din țara asta. Uite, T-spot, dacă... A, muzica asta e aici așa frumoasă. Uite, și masaje, și pisici. Bună dimineața din Tagazu. Ultima dimineață aici. Foarte fain locul, capitala surfingului din Maroc. Mai venim. După cum spuneam, e în dezvoltare locul. Se lucrează și sâmbătă. Munți de moloz. Dar nu vei dori de Zazu? Ba, da! Dar ne fac pisicele care sunt
Facem deep house parte, hai. Și tu, Sofia? Ia uite-le. That's quite cool. Da, nu ne dăm plecați nici de aici, e genul ăla de loc. Nu vrem să crede, și a cincea zi, un loc destul de mic. Uai, ce... Dâng, dâng, dâng. Am ajuns la autorulotă, aici pe dealul acesta, cu scări destul de solicitante. Sunt niște autorulote sau venuri conversii, făcute conversii foarte interesante pe aici. Și o autorulotă flare Mercedes și un Sprinter transformat în autorulotă foarte fain. Cine e acolo? Sofie, doar Sofie? Singură? Ce faci tu singură? Ia uite, și toți băieții. Eva, Narun, David. Vă distrați? Da. Super! Am ajuns la hotel cu transfer privat, foarte convenabil, totul la timp, mers în siguranță aici. Ai ieșit cu autorulota. Ia stai puțin să vedem aici și cățelușa Blue. E mai timidă. Camera shy. Uite aici în față hotelul Sofines. Da. Acolo nu s-a tot plandat să facă check-in-ul. Avem și piscină, dar nu e caldă. Foarte drăguț, locul liniștit, curat. Sper să nu fie nicio problemă. Ne cazăm, ne-au găsit rezervarea. Hai că la final am nimerit cel mai bine posibil. Era fain de stat și o săptămână aici. Balcon. Da. Două băi? Ma. Ia uite, ia, deschide un pic să avem lumină naturală. Și cu vedere la piscină. Băi, deci e super bine. 74 de euro două nopți. Uite, și-a fost super amabil și tipul la recepție a venit cu noi. Și mai avem încă un dormitor, nu știu. Eu am rezervat o triplă, sper să nu vreau aștia mai mulți bani. Era o triplă, apartament triplă, dar e loc să încapă și ei. Iată, vedem și autorulota de aici. Piscina, nu cumva să te cațări pe asta, mulțumesc. Da, dar nu e rece apa? Iată arhitectura din Agadir, am ajuns aici, ne-am odihnit la hotel și acum am ieșit la plimbare spre bazar să vedem cum arată. Am ratat asfințitul, din păcate pentru mine, sunt iubitor de asfințit, dar foarte modern orașul ăsta, Agadir. Mergem în explorare. Da, uite, am găsit locul, sursa pâinii, miroseam toți pâine proaspătă, caldă. Ajung astea? Mai luăm vreo două? Mai luăm. Hai, suntem în vizită aici. Ui, ui. Nu suntem mulți. Nu suntem mulți. Dar e ușor organizarea. Dacă altcineva nu vrea să cumpere. Și cartofi prăjiți. Și jus de avocado. Cam place, nu? Ai ce frumos l-o aranjat. Bună dimineața din Agadir. Prima oară gătim în Maroc după două săptămâni. Nu ți-era dor să gătești? Dovadă că nu m-a lăsat să fac eu omleta, specialitatea mea. S-a apucat Anda de omletărit. Da, foarte frumos afară, abia așteptăm să mergem la plajă. Mare și luminos apartamentul. Poftă mare! Unul de aici am ieșit, dar e un hotel modern. Toată zona e turistică, așa se și numește.
mașini scumpe pe aici, pe acolo. Se vede marea pe acolo, pe undeva. Ne plimbăm azi pe la mare, Palm Beach. Construcții tot aici. Pustiu. Sticle de bere, voale. Da, nu e foarte încântător pe aici. Să vedem faleza cum e, dar ne ia ceva vreme până ajungem acolo. Am ajuns pe faleză. E bine că există această faleză. Era teamă să nu fie doar blocată de hoteluri și resorturi. Frumoase aceste vile. În zona de restaurante, de la KFC, la McDonald's, la Pizza Hut, la restaurante cu carne de camilă ca ăsta de aici, Camel's. Regii din România, există o caleașcă aurită. Ne facem de cap în ultima zi. De la pistaciu. A fost să dormim pe plajă, domnișoare? Domnișoare Gogoșică? Bine, bine. Am frig acum, bate vântul. E ora 7. Numai bine, timpul de asfințit. O clădire de aici, din Marina, un restaurant. Plimbare la Sfințit, foarte mulți localnici duminică sunt la relaxare, la plimbare, foarte modernă zona asta. Am și paznici pe la baruri, pe aici de intrare, care arată foarte bine. Cineva s-a ascuns, fac caș-caș, Sofia o caută pe aici prin magazin. Nu, nu e iutele, e doar de roșii. E iute, e de roșii? Supică marocană, poate ultima tajină din anul ăsta, din Maroc. Da, un loc convenabil cu undeva la 5 euro un meniu complet cu supă, cu ceai, cu tajină. Și am mai luat și două sucuri de smochine și de căpșuni. Cred că mai luăm unul de căpșuni, că a fost bun. Cei de aici sunt la rugăciune. Avem și magazine moderne, Zara, și o marină cu embarcațiuni. Wow, și pe Eva, pe umerii mei de jumătate de oră și nu vrea să se dea jos, așa. Drăgălașa. Am revenit cu taxiul și ne uităm la un restaurant foarte luxos, foarte cu bun gust amenajat, încă unul foarte modern. Da, sunt locuri în toate țările foarte faine, pe acolo plin de plante, sushi, boulangerie, roastery. Hai până în capăt, vedem ce mai e și ne întoarcem. Am dat să încălzește la magazin. Da, 40 de euro. La reduceri, bineînțeles. E foarte moale. Ultima zi în Maroc. Uite ce cioc mi-a lăsat, l-am uitat să mi-l iau. Așa, suntem cu Ayoshi, cățeii, cu toți ai noștri. Ultima zi în Maroc. Deja ne pare rău, plecăm. Dar asta e. Ne așteaptă Insule Canare. Păi uite, ne spune Sofia, unde mergem acum? Tenerife. Tenerife, da, bravo. Insule Canare.
un pic într-un resort, eram curios cum sunt, foarte fain. Prețuri de mai multe ori decât în Egipt. Mi s-au părut 90 euro un pahar de vin, 12-15 un cocktail. Foarte frumoasă ambianța, muzică, dar ne punem în mișcare. Foarte moderne clădirile, cartierele astea din apropiere de ocean, dar pustiu. Nu-i nimeni, nimic. Trist așa, fără animații, totuși fără oameni. Le Paris. D'Agadir. Da, foarte bine arată anumite locuri. Aici o zonă cu restaurante, sushi, foarte faine. Și nu pe foarte multe locuri gazon ca aici. Avem foarte scump întreținut ca și în Dubai și alte țări cu puțină ploaie. Să stau în spate la înălțime. Ia stați voi bine și puneți-vă centura mai bine. Gata, Maroc, Debar, Agadir, Abianto. Ne-a plăcut, mai venim. Pe curând!